Pentru berbec. Este o lună nouă ce vizează, n-am mai spus asta, se produce și pe nodul sud, nodul de karmă. Deci cumva se descarcă ceva din geniul nostru pe care l-am experimentat, l-am antrenat în viețile trecute, dacă vreți, sau, altfel spus, pentru cei care nu cred în viețile trecute, se descarcă în viața noastră, versiunea de viitor, dintr-un bazin de experiențe geniale, umane, la care noi suntem racordați prin naștere. Fiecare era acordat în Akasha, în cartea geniilor, la o filă din această carte, pe care trebuie să o descurcăm. Ok. Deci, pentru berbec, este o lună nouă care deschide posibilități de viitor, privind mai ales cariera, și un anumit traseu de realizare în viață. Nu ține de relații personale, ține mai curând de locul și de rolul lor în viață. Pot hotărâ un drum absolut independent, original. Unii pot hotărâ să iasă din sistem sau, dacă au ieșit, să își contureze o cale individuală pe cont propriu. Deci, saltul poate fi foarte mare, este prin voința și dorința lor de a ieși dintr-un context și de a-și crea un alt context.